Salutare tuturor și bine v-ați reîntors la un nou vlog. Eu acum aflu la Radio Orhei 97.5, da? 97.5. Și astăzi o să fac un interviu în calitate de actriță în serialul Lost in Moldova. Am un pic de emoții, doar un pic, însă cred că o să mă descurc bine, deoarece eu iubesc să vorbesc în fața camerei, cum vorbesc acum cu voi. Și mă aflu aici cu domnul Veceslav, care astăzi o să mă intervieveze. Moldova, Loredana joacă rolul Ianei începând cu cel de-al doilea episod. Loredana Sanu este o fată de 15 ani, recent împliniți. Și actoria a fost mereu pasiunea mea de când eram mică. De când eram mică știam că aceasta este menirea mea, ceea ce doresc să fac în viitor. Și cumva mereu am fost atrasă de filme, seriale, de texte, recitare, de poezii. Încep cu cum am ajuns să mă filmez în serialul Lost in Moldova. Deci cu un an înainte eu participasem într-un scurt metraj numit Frica din spatele meu, care a participat la Festivalul Internațional RAVAC, unde am luat și locul întâi pentru cea mai bună actriță. Și când m-am filmat în acel scurtmetraj, din echipa noastră, făcea parte și domnul Călin, care m-a ținut minte drept Loredana, fată ce e din scurtmetrajul Frica din spatele meu, și mi-a propus să încerc rolul Ianei pentru serialul Lost in Moldova, din care el tot participa în aceste filmări. Și am fost introdusă întregii echipe de actori care deja fusese aleasă. Așa. Eu am venit un pic așa mai târziu, m-am alăturat. Și am încercat să joc rolul Ianei, replicile, și au spus că mă potrivesc cu mănușă, că rolul mi se potrivește foarte bine și aveam și avantajul că știu limba engleză și pentru acest rol era nevoie de o vorbitoare de limba engleză, așa că mi s-a potrivit foarte bine și mi-au spus că și modul cum interpretez și înfățișarea mea și cum știu limba engleză, totul se potrivea perfect cu acest rol. Și experiența de pe platou a fost cu adevărat magică, dacă pot să spun așa. Toate scenele cu mine pentru episodul 2 și 3 le-am filmat pe toate într-un weekend foarte rapid, foarte frumos, într-un sătuc mic din Moldova, v-aș spune numele, dar singură nu țin minte. Și a fost foarte interesant să mă aflu pe platou, însă și partea tehnică, cum îmi puneau la valiera, microfonul, dar și cât trebuia să mă pregătesc, deoarece chiar mi-a luat mult timp să pregătesc scenele în care participam. Așa. Țin minte seara cu bunica, învățam replicile, le memoram, le repetam și chiar a fost foarte interesant, anume pregătirea. Și apoi când am filmat, filmasem undeva prin octombrie, noiembrie și era destul de frig afară și practic a trebuit să filmăm vreo 2-3 ore doar afară, deoarece una din scenele mele este afară în curtea școlii. Și filmam afară, în frig, deci mi era frig, repede filmam scena, îmi îmbrăcau iarăși scurta. Îmi scoteau scurta, iarăși filmam scena, iară mă îmbrăcau. Și așa, 2 ore am stat în frig, un pic am îmbrăcit, deci vreau acasă. Cu frigul și ați început, să înțeleg. Da. Să ajung chiar să mă filmez în propriul meu film, serial. Aveam cumva niște așteptări diferite, dacă pot să spun așa. Cred că deoarece eram mai mică, credeam că nu este un lucru atât de greu, doar să stai în fața camerei, să spui niște replici pe care le-ai învățat pe de rost. Să lucru pe un platou de filmări este o muncă grea, ai nevoie de foarte multă răbdare, perseverență și dedicație. Și durează foarte mult să filmezi un film, poți aceeași scenă să o filmezi o zi întreagă, unele filme chiar o scenă o filmează timp de luni, ani chiar. Este muncă foarte grea. În special că uneori trebuie să filmezi în condiții foarte grele, însă, cumva, chiar dacă a fost destul de complicat, a fost o experiență care chiar m-a schimbat. Și primul meu film în care m-am filmat a fost acum 5 ani în urmă și m-a avut doar o secvență mică, însă a trebuit să filmăm într-un sat din Moldova, așa, pe timp de vară, în niște temperaturi foarte ridicate. Și a trebuit să ne descălțăm de încălțăminte și să mergem prin nisip. Și acolo erau pietre, ne zgâream la picioare ca copiii de la sat. Și toată ziua am stat și am filmat aceeași scenă. O scenă în care aveam doar o replică scurtă. Așa. Și am filmat-o toată ziua întreagă, fără mâncare, doar seara târziu ne-a adus niște mâncare acolo să mâncăm pe platou. A fost foarte greu. Cât de tare mi-a plăcut că eu mi-am spus că eu trebuie să fac asta în viitor. De când eram mică, știam 100% că nu vreau să am un job obișnuit, nu vreau să
lucrez într-un birou, în special ceva legat de matematică, știință, nimic de genul, știam că vreau un job în domeniul artei. Și de când eram mică mă ocupam și cu actoria, și cu dansul, și cu muzica, și cu televiziunea. Părinții încercau în toate domeniile cumva să mă includă. Însă cumva nimic nu mi s-a potrivit la fel de bine cât și actoria. Și eram o fire foarte artistică de când eram mică, să recit poezii într-un mod cât mai dramatic, mai... Când aveam 3 ani, chiar am o filmare cu mine, cum am spus peste 10 poezii, așa foarte lungi, și le spuneam cu atâta expresivitate, că părinții știau că actoria este cu siguranță meseria viitorului meu. Și așa am început să merg la lecții, la diferite cursuri, să mă includ în proiecte, filme, prezentări. Și mi s-a potrivit foarte bine și chiar îmi plăcea, adică îmi provoca foarte multă plăcere. Adică îmi doream să deschid un canal de YouTube, însă parcă nu aveam curajul chiar să încep. Însă acum că am un canal, chiar îmi provoacă foarte multă plăcere să singură să vin cu idei de clipuri, să le filmez, să le editez, să le postez. Este o pasiune pentru mine, un hobby care chiar îmi place. Da, pe Instagram Loren Sandu și pe TikTok tot Loren Sandu, iar canalul de YouTube Loredana Sandu. Intrați și abonați-vă! Da, și să îți prinde foarte bine și mai ales că ești remarcabilă ca sens în serialul care mai onoare să te filmezi. Cum de la o vârstă atât de fragedă, limba engleză, la perfecție? Pentru că în țara noastră cam și căpătăm noi cu limba engleză. Deci, engleza o studiez de la 6 ani, de când am mers în clasa 1, am început să merg la lecții adăugătoare de limba engleză, așa că pot să spun că o învăț de 9 ani. Însă cred că anume m-a ajutat să învăț nu atât lecțiile, cât privirea filmelor, cum am spus, serialelor cu subtitrări în română, dar în engleză. Și de aici prindeam un cuvânt, o frază, o învățam, o traduceam cu dicționarul și le învățam pe de rost. Și citeam foarte multe cărți. De când eram mică, iubeam să citesc, așa că încercam să echilibrez, să citesc cărți în română cât și în engleză. Și chiar m-a ajutat foarte mult. Îmi place foarte mult să cânt și să dansez. Sunt alte pasiuni de ale mele. Am terminat emisiunea Oamenii Moldovei. Oamenii Moldovei. Cred că m-am descurcat bine, domnul Veceslav. Dumneavoastră, cum credeți că m-am descurcat? Să știi că e foarte, foarte bine atunci omul când are un mesaj, omul când are ce să zică, atunci când are o experiență despre ceva, întotdeauna o face foarte bine. Vă mulțumesc mult! Eu să înțeleg că bine m-am descurcat, da? Foarte bine! Te mai așteptăm! Bine, vă mulțumesc mult și eu abia aștept să mă reîntorc la Radio Orhei. Mulțumesc mult pentru vizionare și vă pup!